Bună dimineața, măi oamenilor, AMR 2, cum spuneam noi odată în armată, au mai rămas două zile până la întâlnirea cu o altă lună, cu luna noiembrie, deocamdată 29 și octombrie, și lângă mine se află, despărțită de soarele, de pe plasmă, Georgiana Codreanu Zăpă. Bună dimineața! Georgiana Codreanu și Vali Conea. Bună dimineața, telespectatorilor noștri! Bună dimineața, Vali! Bună dimineața tuturor și fiecăruia în parte încă o dată. Am stat la începutul matinalului, sau stăm la începutul matinalului în picioare, pentru că ea n-are astâmpări, mănâncă fiecare dimineață fulgi de ovăz, migdale, mamare, dulcea lune, gutui amărui, și trebuie să stau și eu să fac față acestor mișcări matinale. Normal, hai! 1, 2, 1, 2, soarele între noi. Să facem așa mișcare puțin. Da, apropo de soare, în această dimineață de 29, soarele a răsărit oficial la ora 6:57 de minute și se va duce la culcare la ora 17:47 de minute. Tot la această oră, 7:19, cerul de deasupra râmnicului e perfect, senin, este. Vântul calm, 3 km la oră și nu sunt șanse de ploaie astăzi, măcar în râmnic, o să avem și rubrica meteo. Cântecul de dimineață. Tu me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, Vali Conea. Eu aș începe cu urare într-o altă limbă și nu întâmplător, pentru că astăzi este ziua internațională sau ziua națională a Turciei, da. Gyundai. Bună dimineața. Din păcate nu știu. Îți spun eu, Gyundai înseamnă Gyundai, bună dimineața în limba turcă. Și mai avem o zi internațională a unei rețele care s-a răspândit în toată lumea. Este ziua internațională a internetului. Ei, na, minunat. Trebuie să... Cu siguranță Google-ul în momentul ăsta sigur are acolo la mulți ani network. Da, datorită internetului ne vedem și pe Facebook, nu? Sau nu are nicio legătură? Ba da, da, cum are? Să nu? Așa că e o mare bucurie să sărbătorim această zi. Cum o sărbătorim? Prin muncă, acest bineînțeles, copii online, nu? Copii online la școală, da. Părinții online la muncă, poate mulți și de acasă, și noi suntem plecați de acasă, dar nu duci cu... Nu duci acasă. Plecați de acasă. Bun. Eu am obosit-o, las pe ea să rămână în poziția pe care o vedeți acum. Da, și... vă prezint această ținută extraordinară de toamnă, glumesc, nu este extraordinară, din contră, am luat ce am apucat, m-am grăbit așa astăzi, pentru mine să zic așa, nu este o zi extraordinară, dar iată-ne aici, în preajma dumneavoastră și așezându-ne așa frumos, pentru a ne face mai comozi, bineînțeles, și să discutăm despre ce se va întâmpla în această perioadă, mai ales cu vremea. Sincer să fiu, nu știu, simt o presiune cumva. De aseară așa a început cu perioada asta. Am înțeles că se înrăutățește tot mai mult, cazurile au crescut și atunci probabil și de asta starea aceasta de neliniște profundă. Vezi ce ascultători sunt? A interiorității sunt mele. Sunt cei care numărăsc telespectatori, eu sunt aici ascultător. Îi dai drumul la robinet, gata, nu se mai oprește. Nu se mai oprește, a trebuit să-i punem într-un fel un apometru așa. Vali, lasă-mă, că îmi spuneam și eu cumva oful interior al existenței mele, dacă îmi dai voie. Care e oful tău la 27 de ani? Da, la 27 de ani nu mi se pare normal să trăiesc o astfel de perioadă, sincer. Destul de grea, serios. Da. Au trecut unii și prin perioade mai grele, războaie, molime și câte și mai câte, și uite că lumea n-a stat pe loc, n-a bătut pasul pe loc, mergem înainte, că înainte, spun, era mai bine, dar să ne întoarcem după 89 sau înainte de 89, că e mai bine în 2020, chiar cu această pandemie, care cine știe când o să se termine și cum. Să nu ne întristăm. Păi asta zic și eu, să nu ne întristăm. E, până la urmă, o situație pe care trebuie să o depășim. Nu că de asta sunt date de la cel de sus tot felul de situații, să trecem. Omul trebuie să treacă prin tot felul de situații, să se călească, să se chinuiască, să păcătuiască, să fie iertat. Nu ca să... Mă gândesc că poate și trecerea asta dintre anotimpuri, cumva toamnă către iarnă, cumva să afecteze starea oamenilor. Trecem... din vară în toamnă și din toamnă în iarnă. Da. Cum te simți? O să avem și rubrica meteo, să vă spun ce gânduri are Coana vreme astăzi în ținutul nostru, în ținutul Vâlcii. O să ne plimbăm de la nord la sud, de la sud la nord. Într-o dimineață probabil o să vedeți pe plasmă și imagini din Râmnic, un fel de rubrică Râmnicul la pas. Live, da? Transmitem live. Da, punem o cameră pe fereastră, decât să privim cu ochii noștri, mai bine cu ochiul de la cameră, uh-huh. Și să surprindă centrul Râmnicului de la 7 până la 8, măcar în fiecare dimineață de luni până vineri. Uite, mi se pare chiar o idee grozavă. Deci am avut o experiență de genul acesta, tot aici, într-o altă eră, să zic așa. Aveam o cameră pusă pe geam, surprindea
viața din centrul Râmnicului și la un moment dat mă sună un prieten și îmi spune: Vali, te rog frumos, nu mai dați imagine în centru, că m-a sunat soția, m-a întrebat unde sunt și am spus că sunt la servici, lucrez. Și zice, cum, că acum la emisiunea lui Vali Conea erai prin centru orașului, te întâlnisei cu cineva. Deci sunt și aici tot felul de situații. Trebuie și să fim atenți, să nu ne punem prietenii, mai ales familiile, în pericol. E o perioadă destul de dificilă și pentru ele, mai ales asta cu pandemia. Oricum, în ținta noastră tot omul și ceea ce e legat de om. Vă spuneam că avem și rubrica Meteo, imediat din nou o mișcare în picioare către plasmă și către nordul, centrul și sudul județului, ca să vă spunem cum să vă îmbrăcați sau să vă dezbrăcați în funcție de numărul de grade din termometru. Foarte frigheri. Foarte frigheri. Da. O las pe ea să se lupte cu frigul de ieri încă. Mă mir că la sângele pe care le are la 27 de ani în instalație n-a trebuit să simtă nici răcoarea, dar permite frigul. Dar te rog frumos să spui ce ai făcut ieri. Sigur că da. Ieri să mă ridic eu să merg la plasmă. Normal, așa ca un intro, bineînțeles, pentru tine. Ieri, ce să zic, am ieșit puțin pe afară după emisiune și mi s-a părut destul de rece temperaturile. Ei bine, nu știu ce să zic, dar vremea asta nu mai e, cum zice Vali Conea, din păcate ne dă puțin de furcă și de gândit. Poate că, nu știu, mai târziu ne va prezenta o altfel de vreme, nu? Mai dezgolit, mai îmbrăcat, Vali știe cel mai bine. Mâine, eu știu sigur că mâine vin îmbrăcată sau cumva costumată cu tematică către Halloween. De ce nu? Trick or treat? Ne dă și Vali ceva? Nu ne dă? Nu știu. Vedem mâine. Dar până acum ne dă vremea, nu? Da, ceva legat de armată, îmbracă-te, dezbracă-te. Uh-huh. Făceam echipări de echipări de dimineața până seara și tot neinstruiți ne considerau cei care ne comandau tot felul de, ne dau tot felul de comenzi. Da, avem partea de nord al județului, Câinen, Brezoi, Voineasa și Obârșia Lotului. Minima acestei dimineți la munte 1 grad în Buila Vânturalița și apoi 2 grade, 3 grade în Cozia și spre Obârșia Lotului. A dispărut ceața, ieri dimineața era ceață cam peste tot, acum parcă zările sunt mai senine și dacă e ceață e o pânză subțire așa de ceață. În zona montană, zona înaltă, temperaturile vor să se vor duce spre 10-11 grade maxime astăzi în zona montană. Dacă e să coborâm spre Râmnic, de la Brezoi spre Călimănești, Olănești, Govora, mergem și puțin și pe la Horezu, temperaturile vor urca spre 15-16-17 grade. Iar dacă e să mergem spre zona de sud a județului, continuăm numărătoarea de la 16-17-18 spre 19 grade. Cam asta va fi situația pe frontul atmosferic. O zi cel puțin în Râmnic, început de zi, începutul e foarte, foarte frumos și știi că prima impresie contează. Așa mi-ai zis și ieri, că începutul va fi frumos, minunat. Eu am ieșit imediat după emisiunea afară și, sincer să fiu, era să îngheț. Ba chiar am și răcit puțin. Da, temperatura de îngheț este cu 2 grade, sub 0 grade, la minus, minus 2-3 grade. Nu știu cum a vrut să înghețe sau era să înghețe Georgiana la minus, nu, la plus 16-17 grade. Dar mă rog. Chiar 19 grade și totuși era foarte. Spune-o ce trebuie să faci, să renunți la fulgia de ovăz și la nuci și la alune. Mai mănâncă ceva carne ca să mai circule sângele astea prin instalație, da. Măi, să știi că în perioada asta oamenii iau în proporții, serios. Pentru că este sezon rece, cumva grăsimea viscerală tinde să fie tot mai mult acolo, sedimentată. Și crede-mă că vorbesc foarte serios. Chiar luăm în greutate în acest anotimp, din păcate, așa că eu le recomand telespectatorilor noștri să fie puțin atenți cu cantitățile pe care le consumă. Recomandăm cumva consumul de fructe, peste 400 de grame de fructe, probabil pare mult pentru unele persoane, dar nu este, să știți. Da, viața, acum te întreb și eu, da, că sunt trecut de o anumită vârstă. Te rog. Toată viața ta se rezumă la consumul de fructe și la mișcările făcute pe canapea sau pe fotoliu sau lângă? Nu. Mai sunt și altele de făcut. Acum, serios, vorbesc. Nu. Fruct de ovăz, migdale, caju, ce ai mai mâncat ieri dimineață? Și, adică dacă nu termine fulgii de ovăz de mâncat, îi dă pe față. Asta se face. Da, dar mai târziu discutăm despre acest aspect. Însă vreau să te întreb ceva. Energia ta nu ține cont de ceea ce mănânci tu până energia la mea ține cont de gândirea mea, dacă vreau să trec. Da, mă, dar și gândirea asta trebuie alimentată. Alimentată, dar nu cred că cu fulgi de ovăz și nici cu semințe și nici cu așa. Mai o să ne contrazicem toată viața. Da, păi uite, chiar mi-aș dori așa într-o dimineață, dacă se poate, așa? Și să mai îndrăznești și o să mai cer o dată. Un număr de telefon afișat pe micile ecrane, în direct, de la țară, de la oraș,
Pentru că pe la țară oamenii se hrănesc cu fulgi de ovăz. Am fulgi de porumb, nu? Poate cine da, omălai. Și omălai, au făină. Omălai, omălai. Și pe la orașul de puteți mai hrănesc oamenii și ce fac oamenii dimineața, că pentru asta suntem aici, să luăm legătura cu ei și ei să ia legătura cu noi, să fie altfel diminețile de luni până vineri la Antena 3, Vâlcea. Acum fi antenă pentru că sunt câteva date în calendar de care trebuie să ținem cont. Sunt antenă, sigur în că afară de ziua internațională a internetului, ziceam ceva de ziua națională a Turciei din 1923, într-o zi de 29. Au acum un președinte Erdogan sau Erdogan, nu știu cum se pronunță corect. Hyundai, Hyundai, am reținut și eu Hyundai, Hyundai, bună dimineața, că avem și turci prin oraș. Nu? Da, da, avem. Și avem. Să știi afaceri, că sunt tot mai răspândiți. Da. Imnul Turciei, pace în țară, pace în lume, Iurta Bariș, Dunaida Bariș. Vezi că am învățat și ceva în limba turcă. Văd, văd. Cred că vrei să te în fiecare zi, o zi națională a unei țări și uite, două, trei cuvinte din Cehia, două, trei din Slovacia, două, trei din Italia, trei, patru din Franța și deja devin poliglot. S-ar putea. Da. Ca evenimente, cele mai interesante, multe dintre ele vor fi difuzate la radio pe 88.6 după ora 8, dar am și câteva care sunt interesante pentru cei care ne urmăresc la televizor. S-a înființat Comitetul Internațional al Crucii Roșii în 1863, știi că există Crucea Roșie Internațională și Medici Fără Frontiere. Ai noștri, într-adevăr, se plâng acum perioada asta că au mult de lucru, dar și când a fost pandemie aveau de lucru și lucrul ăsta aducea și foarte mulți bani. Le urăm și lor de sănătate, pentru că, iată, și din rândul lor câțiva au decedat. Dar ce mai avem interesant așa? Ce mai avem? Lumea, ca să cunoască altă lume, eu știu, pe uscat, pe mare, sub mare, deasupra mărilor, deasupra norilor, iată un dirijabil care a făcut distanța, pentru prima dată a traversat peste Atlantic, New York, Berlin, un zeppelin, s-a numit Graf Zeppelin, în anul 1928. Deci înseamnă curiozitatea și omul ăsta care n-are astâmpă, are furnici pe talpă, mereu să găsească, să caute câte ceva, că altfel dacă fiecare ar fi stat locului unde s-a născut, n-am mai fi aflat nici de Noua Zeelandă, nici de Hawaii, nici de Alaska, nici de Polul Nord, nici aproape de Polul Sud. Aproape acum 100 de ani, nu? Aproape acum 100 de ani. Mă rog, de-a lungul timpului. Da. Foarte mult. S-a întâmplat tot, vorbeam de ce se mai află prin calendar, pe la Alba Iulia, pe acolo, Biserica Unită cu Roma și avem și un nume foarte cunoscut, Iuliu Hosu. El a fost arestat într-o noapte, chiar la 1 noaptea, în anul 1948, Iuliu Hosu a fost arestat pentru că și-a dorit unificarea bisericii, Biserica Unită cu Roma. Uh-huh. Alba Iulia, sunt mai multe chestiuni legate. Pentru olteni, pentru craioveni. Pentru oltean ca din mine, ia să... În 1967 s-a inaugurat stadionul central din Craiova. Cu această ocazie a fost și un meci amical, România-Polonia. Mai contează rezultatul, că s-a dus. Și în China, în 2015, s-a renunțat, era o lege pe la ei, bine, erau și mulți, sunt și acum foarte mulți, legea copilului unic. Uh-huh. După 2015 s-a dat voie la familiile chinezilor să aibă și câte doi copii. Dar nu mai mult de doi copii. Adică era până în 2015, bă, unul și atât, că de ajuns. E, din 2015, doi copii. Păi stai puțin, doi copii, acum nu, cam văzut familii și cu mai mulți copii. Cred că deja s-a implementat mai mare, de mult. După 2015, da, o fi avut 6-7 ani din 2015. Da, au zis să se mulțească mai repede. Da, o să avem și nașteri. O să avem și nașteri, o să avem și rubrică de frumusețe, bineînțeles, pentru că sunt o grămadă de doamne care ne urmăresc la această oră. Așa și doamna din Argeș ne mai urmărește. Doamna din Argeș, da, doamna Nicoleta, vă salutăm, dragă doamnă și stimată. Ei bine, numai cuvinte de laudă despre dumneavoastră, pentru că și mie mi-a transmis prietena mea și fiica dumneavoastră că îl urmăriți cu stimă pe domnul Vali, prezent aici lângă mine. Nu mai veni cu periuța, că tot o să te cer. Nu mai admiratoare. Ia să vedem ce mască trebuie să folosească doamna. Da, o mască de curățare, de tonifiere și luminozitate sau pentru hidratare. Asta dumneavoastră ar trebui să știți în funcție de imperfecțiunile tenului, pentru că, bineînțeles, până la urmă nimeni nu este perfect și cu toții avem imperfecțiuni. Hai să începem cu o mască de curățare pentru stimatele noastre telespectatoare. Și bineînțeles, de ce nu, și domnii pot folosi această mască de curățare. Avem nevoie de un castravete mic, două linguri de suc de lămâie și două linguri de fulgi de ovăz. Ei bine, de data aceasta încercăm să introducem și rubrica de beauty, nu doar de alimentație. Cum o preparăm?
pasăm castravetele până se transformă într-o pastă suculentă, adăugăm sucul de lămâie și fulgii de ovăz și amestecăm până se omogenizează. Stăm cu fața într-o baie de aburi timp de 5 minute, apoi aplicăm masca într-un strat subțire. Masăm ușor ca să simțim efectul abraziv al ovăzului și lăsăm amestecul timp de 10 minute să acționeze. Apoi clătim cu apă călduță din abundență și aplicăm o cremă hidratantă pe care o aveți dumneavoastră în buticul dumneavoastră de acolo de acasă. Castravetele și lămâia vor curățate nu în profunzime, calmând acnea, coșurile și punctele negre. Așadar, este ideală pentru persoanele care se confruntă cu această severitate a pielii și, din păcate, în perioada rece, să știi că sunt o grămadă de probleme, mai ales la adolescenți. Fulgii de ovăz, deși se vor înmuia puțin în suc. Nelipsiții fulgii de ovăz. Aici întrerup această rubrică, această rubrică radio. 88,6 și am zis că deaba umbli cu peruța, că tot ați te cer. Deci, da. Ca să realizăm această rețetă, trebuie să o vedem. Bine, Vali, o da? Să o vedem. Da. O să o vedem. Trecem și la următoarea ca să o vedem mai târziu. Nu. Dacă e tot de vorbit, nu. Rămânem la horoscopul emisiunii prezentat de Lili Suciu. Hai să vedem. Berbec. Nativii zodiei au nevoie de o pauză. Lăsați orice sarcini aveți deoparte și plecați pentru câteva zile departe de agitație. Ați putea lua cu voi și câțiva prieteni, veți avea astfel șansa de a vă reîncărca bateriile cu energie, de a vă relaxa și de a vă pune ordine în gânduri. Taur. Cei aflați sub semnul zodiacal al Taurului au parte de schimbări mari în această perioadă. Cumpărăturile vă pot aduce bună dispoziție și vă vor ajuta să uitați de problemele apărute recent. Nu vă stresați prea tare, toate își vor găsi o rezolvare. Gândiți-vă la o schimbare eventual de look și vă veți simți mai bine. Gemeni. Nativii gemeni sunt nevoiți să iau o decizie serioasă din punct de vedere emoțional. Voi știți cu adevărat ce vă doriți, dar partenerul vostru este de acord cu toate doleanțele voastre. Aveți aceleași viziune asupra viitorului, ori vă bateți cap în cap în multe privințe. Știți răspunsul, aveți doar curajul de a vorbi despre acest aspect. Rac. Racii au șansa de a obține o mărire salarială datorită efortului depus în ultimul timp la serviciu și a profesionalismului de care au dat dovadă în fața superiorilor. Astrologii au vești bune din punct de vedere profesional și financiar. Ați putea beneficia chiar și de o ofertă neașteptată pentru o colaborare inedită. Leu. Orice lucru de calitate necesită timp, dar nu toți leii gândesc așa. Câțiva dintre prietenii sau colegii de serviciu se vor agita astăzi încercând să termine cât mai repede ceea ce au de făcut, iar misiunea voastră este să-i domoliți și să le atrageți atenția că uneori graba strică treaba. Împreună puteți veni cu soluții bune dacă nu intrați în panică. Veți ajunge să coordonați întreaga echipă, iar acest lucru va contribui la reputația voastră de lider. Fecioară, este timpul pentru unele schimbări în viața voastră și puteți să începeți cu locul în care treceți cel mai mult timp, propria casă. Profitați de ocazie și redecorați, zugrăviți o cameră sau chiar mutați mobila de care vă tot împiedicați, astfel încât noul spațiu să vă bucure. Balanță. Balanțele au parte de o zi interesantă. Au chef de vorbă și găsesc oameni cu care să poarte conversații pe teme serioase. Rețineți însă că nu orice experiență trăită de alții se potrivește nevoilor voastre. La finalul zilei veți fi surprinși de partenerul de viață cu o surpriză. Scorpion. Te înțelegi surprinzător de bine cu cineva cu care de regulă te cerți la cuțite. Pentru prima dată sunteți pe aceeași lungime de undă. Nu vă bucurați prea mult, căci armonia se va strica de îndată ce ajungeți iarăși pe terenuri diferite. Fiți atentă la negocieri, să nu oferiți mai mult și să vă treziți cu agenda plină de sarcini noi. Săgetător. Săgetătorul are o zi excelentă, dar chiar dacă sfaturile dumneavoastră sau punctele de vedere sunt bine intenționate, v-ați putea alege cu unele comentarii acide. Deci, multă atenție la modul cum încercați să rezolvați situații care nu vă privesc. Capricorn. Capricornul își dorește câteva momente de liniște pe care nu le va avea prea curând. Decizia de a participa la un proiect sau la o afacere de familie vă consumă foarte mult timp, iar mediul este foarte solicitant. Totuși, nu uitați că nimic bun nu durează fără muncă și dedicare, așa că veți culege roadele acestui efort în curând. Vărsător. Vărsătorul manifestă o curiozitate ieșită din comun, este un lucru foarte bun, având în vedere apatia acestei zodii pentru orice este nou. Poate este timpul să învățați o nouă meserie sau să aveți o nouă pasiune. Această zi este foarte potrivită să începeți ceva nou. Pești. Peștii ar trebui să-și ia puțin timp pentru a se concentra asupra obiectivelor financiare pe termen lung. Este ușor să fii purtat de impuls, dar dacă aveți obiective specifice sau probleme fiscale de rezolvat, aceasta este cea mai potrivită zi. Ar fi o idee bună să puneți și niște bani deoparte.
Da, până să pornească tonomatul Georgiana Codreanu, mai apuc eu să zic ceva legat de ziua de astăzi și oameni care s-au născut de-a lungul timpului într-o zi de 29, bineînțeles, s-a diferit și avem două nume mari legate de istoria acestei țări. E vorba de Regina Maria României, care s-a născut în 1875, iar mai către noi, prin anul 1957, s-a născut fiica regelui Mihai I al României, vorba de prințesa Sofia. Sofia, deci, Regina Maria României, soția regelui Ferdinand I, născută în 1875, și prințesa Sofia, născută în 1957, fiica regelui Mihai I. Și apoi alte nume, tot de-a lungul timpului, Radu Cosașu, mie îmi place foarte mult și mi-a plăcut foarte mult tot ce a scris și tot ce a comentat Radu Cosașu. Apoi Frida Bocarau, interpretă de la francezi, și Danny Lane. Danny Lane, un cantautor englez, melodii plăcute, versuri plăcute. Și mai avem aici, tot de radio e vorba, așa, pentru că la radio să-i ascultăm pe cei nominalizați de mine în dreptul zilei de astăzi. E vorba de Peter Green, cel care a cântat până în 2000, adică vara asta, că s-a stins așa Peter Green, a cântat la Fleetwood Mac, o formație foarte cunoscută. Și un actor american, Richard Dreyfuss, un actor care joacă sau a jucat până acum cel puțin în filme de astea cu tentă politică, socială și da. Și mai avem câteva nume mai puțin cunoscute, dar celor care ne urmăresc și sunt astfel de aniversare, la mulți ani. Da, pregătit un videoclip tot cu muzica populară, dar pentru cei care sunt mai tineri, așa, s-au trezit la această oră ca să urmărească pe Georgiana dansând și cântând și pregătind măști fără mască, așa, cu fluși de ovăz, un cântec așa de inimioara ta pentru inimile celor care sunt astăzi. Inimioară, deși mi se pare că noaptea-i mare și drumul-i lung. Of, inimă, tu n-ai pace deloc, tu mă faci ba să râd, ba să plâng. Of, inimă, câte doruri mă strâng. Taranam, na-na-na-na-na-na. Da, Mihaela Mihai, da, Cerbul de Aur, nu știu ce an. Nu mi-am adus perfect aminte, dar o piesă extraordinară interpretată și pe la anumite voci ale muzicii. Da, am vorbit ieri la radio, a fost ziua ei de naștere, la 28, Mihaela Mihai, plecată după ce a câștigat Cerbul de Aur în Franța, s-a școlit pe acolo, a mai venit și prin țară, mă rog, că nu știu ce mai face acum, dacă mai e sau nu mai. Bun, iar pentru cei care ne urmăresc și sunt trecut de anumită vârstă și iubesc merosul popular, așa cum se spune, din grădina cântecului popular, o floare, nu e rară, că sunt multe flori așa, și e luată așa de undeva de mai sus, de Brezoi, de la Malaya. Domnul Alin Pavelescu a fost invitat și la matinal, dar cânt acum pentru cei care sunt astăzi la aniversar, după care ce vrei să mai faci? După care o să mai vin și eu cu un cântecel, dacă îmi permiți, nu? Să trezim dacă așa... Dacă o să mai avem timp, că mai avem niște chestiuni funny de comentat. Ei, pe na, plasma. Minunat. Haideți să-l ascultăm pe Alin Pavelescu. Ascultăm, da. Aș fi adunat la prieten cât am dat. Ce bogat aș fi fost eu, avea neam de neamul meu, măi. Dar la toți am împărțit și tot rău mi-am auzit. Din prieten de mulți ani am trăit să-i văd dușmanii măi. Ia vezi, omule, cum trec zilele, nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Ia vezi, omule, cum trec zilele, nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Aș fi strâns pe cât se poate, cât un pic să am din toate. Poate m-aș fi îmbogățit și trăiam mai liniștit.
liniștit, măi. Dar am dat cât am putut la toți care mi-au cerut. Și-am văzut de-atâția ani cum se ceartă pentru banii, măi. Ia vezi, omule, cum trei zilele nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Ia vezi, omule, cum trei zilele nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Și cel de lângă tine uită că i-ai făcut bine. Poartă-n suflet supărare și vrea mai mult decât are. Nu mai știe cum să spună când și când o vorbă bună. Să te întrebe de ce taci, ce te doare, ce mai faci, măi. Ia vezi, omule, cum trei zilele nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Ia vezi, omule, cum trei zilele nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Așa-i omul strânge, strânge și parcă nu-i mai ajunge. Strică liniștea din casă, parcă de nimic nu-i pasă. Trece viața și nu știe să-și mai facă o bucurie. Orice-ar vrea și orice-ar face, timpul nu se mai întoarce. Ia vezi, omule, cum trei zilele nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Ia vezi, omule, cum trei zilele nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Da, da, avem și un câștigător în această dimineață. A fost o informație capcană, să zic așa. Nici așa. Nu te-ai prins, ai și o bilă neagră. Ai și o bilă neagră. Pentru că am vorbit de Mihaela Mihai cu O Finimioară și cu Truli Truli și cu câștigătoarea Cerbului de Aur. Iată, avem un câștigător de anul al Cerbului de Aur. Deși câștigătorul vine de unde sunt mai mulți cerbi, după la Brașov, de acolo. Domnul Paul Mocanu a venit și uite ce înseamnă să arunci așa câte puțină nadă, așa cum aruncă pescarii ca să vină peștii să prindă în cârlig. O să facem în fiecare dimineață chestiunea asta, să vedem câți telespectatori avem. Dar așa, și câți au fost atenți. Au fost atenți, da. Și domnul Paul a zis, sunt și eu cunoscător de cerb, de aur, așa, da, și consuma ceva din acest fruct al pădurilor noastre. Luminița Dobrescu a interpretat... Da. O Finimioară și a câștigat Cerbul de Aur. Dar deci ai tăcut, n-ai zis nimic, n-ai zis nimic. N-am zis nimic, că uite, nici eu nu m-am prins de figură, dar bine că avem telespectatori la această oră și ne corectează, de ce nu? Și vă fi premiat și îl premiem cu o deplasare la Brașov. Nu vrei cu o porție de fulgi de ovăz? Cum? O porție de fulgi de ovăz? Da, da, o porție de fulgi de ovăz pentru domnul Paul Mocanu. Mulțumim pentru intervenția netelevizată și care n-a fost în direct. Ne-au zis colegii, da, de luni, ce vrem și noi, ca lumea, nu de luni. Și la începutul lunii noiembrie, da. Telefoane în direct și de la telespectator. Vedeți la că ați dat-o. Da. Dați-o în bară, dați-o afară sau nu știu unde. Da, ce vrei să cânt sau ce vreau să cânt? Truli. Truli. Truli, dar hai. Acum, iar să ne hotărâm. Cine? Mihaela Mihai sau Luminița Dobrescu? Da. Măi, eu știu că versurile sunt ale lui Marius Țeicu sau poate ne contrazic telespectatorii. Nu mai contrazic, că iar vine vreun telespectator. Da, bine, și să zice, ne contrazică. Da. Uitați-vă că nu e... minciună, e realitate. Comentăm acum câteva chestiuni extrase din Marea Grădină a Domnului, din care și noi facem parte. Normal. Da. Ia să vedem ce avem pe plasmă pentru început. Pentru început. Și comentezi și tu. Ia uite, polițist indian, că e vremea pandemiei. Ce crezi că poartă?
Ce poartă? Mască de... În formă de coronavirus, vezi? A, da, măi. Ca să sperie oamenii și să-i convingă să stea acasă. Mi-au sărit alte personaje în ochi, nu mi-a sărit domnul cu... Păi te-ai uitat la cei mai tineri. Da, da, cred că da. Acum... Da, da, nu mă înspăimântă, sinceră să fiu. Am văzut ieri o imagine care pe mine m-a înspăimântat. O tânără întrebată de un jandarm, îi salutăm și pe cei care ne urmăresc de la birouri sau din birouri, și pe jandarmi și pe polițiști și pe oamenii care au ajuns și n-au venit șefii până la ora asta. Se mai uită, știi, și hai să prindem matinalul măcar până la 8. Da, când a fost întrebată de ce nu poartă mască, tânăra s-a uitat la organ și a început să-și facă semnul crucii și să depărteze de satana, cum a zis ea. Dar următoarea întâmplare, în 1998, majoritatea profesorilor din Maima, Rusia, au fost plătiți cu vodcă, pentru că statul a rămas fără bani pentru salarii. Ceilalți au primit biciclete, varză și... Doamnele, sutiene. Cam tristuțe, doamnele, să fiu sinceră, nu? Cum? Nu mi se pare așa, nici o urmă de zâmbet pe fețele. Păi stai că n-au desfăcut sticlele. Ah, și probabil de asta e așa. După ce se... Supărare înainte de... Da, ce s-ar întâmpla, că ne punem în situația, ce s-ar întâmpla la noi dacă statul român, doamne ferește, fără bani pentru salarii, în ce ne-ar plăti statul român? Niciun în ce caz. Ți-ai dori să fii plătită? Măi, nu știu, niște vouchere, fugi de ovăz, cumva. Fugi de ovăz, da, prin care să-mi pot achiziționa eu astfel de alimente, de ce nu? Da. Se mai proceda așa cum s-a procedat în Rusia și până în 89, dacă țineți minte, erau echipe de fotbal care erau plătite în 3 pui pe săptămână în cât un bax cu ciorapi, cu cămăși de nylon, nylon, mă rog, niște chestiuni da, astea. Da, așa. Da, aici avem o comparație între două țări, România și China, și că noi suntem al doilea producător de prune din lume după China. Aproximativ 75% de coltă este transformată nu în China, în țuică. În țuică, în da. România. Asta e damigeană de la noi, prunele nu prea seamănă cu ale noastre, mă rog, mâna asta parcă mi-e cunoscută și... Nu cred că e a ta. Sfânta mână. Uite, asta e imaginea pe care o facem cadou, sau dăm premiul domnului Paul, că știu că e mare prieten cu China și mare prieten cu România. Eu zic că domnul Paul o să fie dezamăgit când îi arăți doar o fotografie. Ok, damigeana e de 5 litri, cum să fie dezamăgit. Da, măi. Următoarea imagine. Tu ai auzit de termenul de cocalar, normal, nu? Normal. Dar uite, nu te uita acolo, nu te uita. Și spune și mie, cum traduci tu termenul ăsta de cocalar? Cocalar? Da. Nu știu, gen boschetar. Ești un mare... De fapt, nu, stai, că sunt doi termeni diferiți. Cocalar, nu știu, cumva un soi de țăran, dar hai să nu facem trimitere către țăranul care muncește. Nu. Exagerat. Exagerat. Hai, uite de unde vine termenul de cocalar, din la un cuvânt din limba greacă. Cocalo, care înseamnă os. Și căutau prin resturi așa, unde le ducem noi la ghenă sau prin depozitele astea de gunoaie, căutau tot felul de resturi pe care să le consume. Dar sau nici să măcar le din latină, da, deci vine din limba greacă, nu? Este de la greacă, da, da. Da. Cocalo, cocalar. Bine, acum sunt cei care se duc prin mall-uri, prin astea și stau pe acolo și... Da, e viața mea, ceva. Mă referam, da. Mai avem o imagine, da, cu cea mai mare clădire, construite pe vremea tovarășului și atât de hulit a fost clădirea asta, acum sunt huliți cei care stau în ea, că sunt palavramentari unii dintre ei, sunt oameni care stau acolo de 4-5 mandate și n-au luat toată cuvântul în Parlament, n-au venit cu o propunere și mă refer și la cei care sunt parlamentari de Vâlcea, să se supere pe mine, dar asta e situația, care n-au luat toată cuvântul și n-au susținut județul Vâlcea pentru finanțare, cofinanțare sau altceva. Dar, iată cât e de mare și cât e de goală și cât sunt unii de goi pe dinăuntru. Proporție 70% și ne costă 8 milioane de lei ca să plătim goliciunea asta și mărirea asta de politică. N-a fost metaforic discursul tău referitor la această imagine. E ultima, Laurențiu? A fost foarte sincer. A fost ultima, o să avem și mine dimineața alte imagini din Marea Grădina a Domnului. Da, mi-a plăcut partea cum suntem plătiți astăzi. Dar știu, uite, referitor la plată. Am înțeles că banii viitorului sunt criptomonedele. Că nu am discutat niciodată. A fost o încercare și a fost nereușită. Da, de ce spui că a fost o încercare? Nereușită. Pentru că se continuă și acum. De fapt, dacă nu mă înșel, în momentul ăsta Bitcoin-ul e undeva pe la 12.000 sau aproximativ, poate spun greșit, nu știu, eventual aruncăm un ochi pe în ceea ce prinde și pe la noi în această perioadă e plata cu cardul, pentru că bani, hârtiile, o sursă, cred că e prima sursă de infectare cu orice, nu neapărat cu COVID, pentru că
circulă din mână în mână, îi iei cu o mână, dai cu alta, banii se spală, dai spală alții și n-ajung la noi. Banii vorbesc, banii vorbesc. Banii te ridică, banii te coboară, nu? Alții te lovesc. Da. Banii nu tac, banii se fac. Banii te fac sau se fac? Banii se fac. Și te știe fac. Mai bine, da, și fac, fac pe da. Baliconea. Cine cânta piesa asta ca să mai facem? Iris sau nu Iris? Nu? Spun prostii? Nu știe niciun coleg din, din echipa noastră? Nu, nimeni. Ei, lasă că ne informăm. Sau e poate ceva cu de la horoscop, cu horo, holo și așa mai departe. Holograf? Da. Vezi cum ne ducem noi spre... Da, măi. Da, uite că mergem spre ora 8 și vine și momentul în care trebuie să luăm la revedere. Ceea ce am discutat până acum, poate cea mai importantă informație legată de coana vreme. Astăzi vreme frumoasă în Râmnic, cerul de deasupra noastră este perfect senin, nu sunt semne de nori și nici nu avem gând să ieșim la plimbare cu umbrela pentru că nu e cazul. Temperatura se va duce spre 18-19 grade azi în Râmnic și în zona montană spre 10-11 grade. În ceea ce mă privește, îmbrăcat mai verde, mai uscat așa jumătate, o să mă îndrept spre Cărimănești, Jiblea și Berislăvești pentru că sunt în continuarea căutării de gospodar de la țară. Și general când plec pe ulița satului sau trec pe o stradă asfaltată, când privirea mea e atrasă de o gospodărie din asta cu păsări, cu animale, cu pomi fructiferi, o casă din asta cu mușcate la fereastră, cu oameni care greblează prin spatele casei, strâng fânul, cosesc fânul, dau buzna, intru chemat și stau de vorbă cu oameni care pot veni aici la Antena 3 Vâlcea ca să fie introduși în emisiunea Gospodari de Vâlcea. Uite, îmi dau seama că noi doi ne completăm foarte tare. Tu ești pe zona de tradiții, eu sunt puțin mai modernistă, să zic așa. Nu știu, îmi place mie să mă... Păi de la tinerețe până la bătrânețe cât să fie, o distanță foarte mică, ne desparte. Suntem oameni înainte de toate, Vali. Cred că asta e cel mai important și ce să zic? Eu zic să vă îmbrăcați, să nu-l ascultați pe Vali, să luați în calcul faptul că doar este o vreme frumoasă și atunci e bine să ieșim așa afară. Nu, luați-vă gecile pe voi pentru că vă spun sincer, o să dărdăiți de frig. Da, dacă e să comentez cele spuse de Georgiana, într-adevăr, la 70-80 grade îmbrăcați-vă, luați-vă fular, mănuși, luați-vă bocanci de iarnă așa și sosete, cum se spune pe la țară, sosete, de lână, da. Că altfel o să vină iarna cu minus 10-15 grade și o să rămânem bognă înghețați. Uh-huh. Da. Depinde acum de circulația sângelui prin instalații, noi avem de gând așa să umblăm mai dezbrăcați în această perioadă. Am văzut ieri și chiar comenta cineva, un copil înfofolit în parcul din Ostroven, parcul de joacă pentru copii, uh-huh, cu fular, cu o geacă, cu guler din ăsta de blană și un fes pe cap îndesat așa, de ni se mai dau nici ochii. Ei, nici doamne, dar ce faceți? Că vedeți că e totuși, e frig. Sunt frig exagerisme la... astea, da. Mă rog. Cred că v-am încălzit cu aceste informații, unele și eu vreau să vă încălzesc, altele mai rele. Ne retragem, eu mă retrag spre radio, ea se retrage spre o sală, unde o să vă spună sângele în mișcare. Da. 15:15, o întâlnire cu Magda Popescu și, bineînțeles, mâine dimineață ne vom reîntâlni aici la matinal. Fiantel. Hai. Să cântăm, da? Să zicem. Ce să mai, eu vă încălzesc cu o melodie. Printre flori am colindat, ghiocei am adunat și oricât am căutat, nu te-am aflat. Nu te-am aflat. Mi-a șoptit o viora, dacă ai să-mi dai inima ta. Trurli, trurli, dragă. Mâine dimineață la matinal. Din inimă v-am dat bună dimineața, să vină și bună ziua și apoi și bună seara. Și ne reîntâlnim, așa cum spune Georgiana, mâine, puțin după ora 7.